Dacă era așa de rea legea, de ce nu ați venit cu amendamente în comisii? Vedeți că sunteți ipocriți? Ba nu, îmi cer scuze. Ați avut un amendament ce referitor la ONG-uri și care a fost unanim aprobat. Acum criticați plafonarea, pentru ONG-uri în schimb este bună, dar pentru cetățeni nu. De asta vă spun că doar mințiți că vă interesează românii. Doamnelor și domnilor, în situații de criză, efortul se dozează, se intervine treptat în funcție de cum o cere situația, adică ne adaptăm. Acum, alături de colegii din guvern, de prim-ministru și de colegii din coaliție, am reușit să identificăm un pachet de măsuri care să îmbunătățească legea și să-i ajute pe români. USR e tot supărat. Aveau ei 3 idei fixe despre ce s-ar face și aceste idei nu au putut fi preluate, iar ei nu au forța să le impună, așa că fac postări și moțiuni doar să uita cineva spre ei. În 2 cuvinte, acest lucru se numesc tantrumuri politice. În esență, pe de o parte, aveți oameni care fac, PNL și coaliția PSD-UDMR, și minorități, iar pe cealaltă parte, oameni care critică ce fac primii. USR, iată descrierea reală în câteva secunde. Stimați colegi, vă rog rugămintea să lăsați vorbitorul să în luna septembrie, USR și-a luat jucăriile și a ieșit de la guvernare. Nu le-a păsat că se anunță o criză pe zona de energie sau că românii vor fi împovărați. Acum plâng românilor pe umăr cu lacrimi de crocodili, prin exemple lacrimogene despre puterea de cumpărare a familiilor cu mulți copii și a bătrânilor, de parcă ar fi această carte cu tehnici de manipulare și propagandă comunistă. Domnule președinte, pot să spun domnului Simion să se ducă la domnul Putin să ieftinească gazul? Că văd că pe domnul Simion îl frământă alte lucruri. Domnule Simion, am rugămintea la... Domnule Simion, luați mâna! Luați mâna de pe domnul... Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Rog chestorii să-l îndepărteze pe domnul Simion. Domnule președinte, am rugămintea la liderii la Rusia de cu dumneavoastră. Domnule ministru, opriți-vă puțin. Am rugămintea la liderii de grup să vină până la mine. Domnule Simion, luați mâna de pe domnul ministru. Ești un prost. Rog liderii de grup să vină până la mine. Și dumneavoastră, domnule Simion. Așteptați, așteptați. De ce ați făcut asta? Ați liberizat piața împreună cu domnul Câțu. Ce ați făcut? Scene incredibile, doamnelor și domnilor, în plenul Parlamentului la dezbaterea moțiunii simple. Păi da, cine l-a făcut? Cine l-a pus să vorbească? Păi... Am rugămintea și la chestorii camerei să vină până sus. Se încearcă în aceste momente, doamnelor și domnilor, rezolvarea conflictului, pentru că l-ați văzut pe liderul AUR, George Simion, cel care s-a dus la prezidiu în timp ce ministrul energiei, Virgil Popescu, dădea explicații legate de majorarea prețurilor la gaze și curent. Ești un hoț! I-a strigat George Simion, s-a apropiat de ministrul energiei, aproape că l-a îmbrâncit. De asemenea, ministrul energiei a spus lui George Simion, citez, ești un prost, momentul în care, iată, conducerea Camerei Deputaților a decis să suspende acest discurs pentru a-i liniști pe deputați. În aceste momente se încearcă găsirea unei soluții. Vedeți pe cei care conduc grupurile politice parlamentare la prezidiu, încercând să găsească o soluție astfel încât dezbaterile pentru moțiunea depusă de USR pentru demiterea ministrului energiei să aibă loc în condiții decente. Urmărim ce se întâmplă, doamnelor și domnilor, și rog pe colegii mei să o contacteze și pe Mădălina Mihalache, colega mea, cea care este în plenul Parlamentului și are mai multe detalii despre ceea ce se întâmplă acolo. Îl vedem pe George Simion, liderul AUR, foarte furios. De altfel, i-am văzut și pe colegii domniei sale încercând să facă apel la calm, să înceteze cu astfel de apelative. Îl vedem și pe ministrul energiei, Virgil Popescu, discutând cu colegii domniei sale de partid. De asemenea, fiecare tabără încearcă să găsească o soluție pentru a face liniște, pentru că astfel colegi, de moțiune să luați loc în bănci. Domnule Tănase, să luați și dumneavoastră loc în... Nu repetați ceva ce s-a întâmplat acum 3 săptămâni din nou. Domnule Tănase, vă rog, luați loc. Ce? Stimați colegi, este pentru prima dată în istoria
parlamentarismului când un ministru sau un vorbitor, în timp ce își ține discursul, este agresat fizic. Încă în aceste condiții eu nu pot să continui ședința. Convoc ședința biroului permanent, declar ședința închisă. Incredibil, doamnelor și domnilor, se suspendă ședința în care era citită moțiunea simplă depusă împotriva ministrului energiei Virgil Popescu. Este pentru prima dată, spune cel care conduce această ședință, când un ministru este agresat fizic în plenul Parlamentului. Convocă ședința birourilor reunite și suspendă această ședință. Îl vedem pe ministrul energiei în momentul de față în plenul Parlamentului. Cu siguranță va merge la ședința de grup a PNL pentru a vedea ce se întâmplă mai departe.